Salutări și bine ați revenit la un nou vlog cu The Man Driver de pe insula de gheață. În sfârșit avem prima ninsoare mai consistentă pe Reykjavik. Subliniez pe Reykjavik, pentru că aici fiind mai înspre sud-vest, aici ninge mai târziu, dar în celelalte părți ale Islandei zăpada s-a așternut deja de vreo 3 săptămâni. Ce faceți? Cum sunteți? Secțiunea de comentarii funcționează? Sunteți bine? Sănătoși? Pe unde umblați? Prin ce zonă vă aflați? Scrieți acolo în secțiunea de comentarii. Astăzi am un traseu scurt. Deja am 7 curse băgate până la 12. Este foarte, foarte scurt traseu. Partea nasoală, că întotdeauna când ai un traseu de ăsta scurt, mai este și partea nasoală. Nu e că faci multe curse, da? Posibil astăzi să fac 14-15 curse. Partea proastă e că pământul pe care îl car este foarte lipicios. E un pământ roșiatic. Haideți, bă, hai, da, bă. Da, am mâncat. Dar toți faceți aici la... Vedeți, eu trebuie să le acord lor prioritate. Eu chiar dacă sunt intrat un pic în sensul giratoriu, eu trebuie să acord prioritate la oamenii ăștia. Așa. Și este foarte lipicios pământul ăla. Deci acum am aproximativ vreo 2 tone, cred că, de pământ în benă, mai mult spre spatele benii. În mod normal am undeva la 3.4-3.5 pe axă și mi-a arătat acum 3.6. Deci am aproximativ vreo 2 tone de pământ în benă. Dar nici nu mă cobor să dau la lopată sau să fac ceva, cu toate că am lopată acolo, e prinsă de benă. Dar nu, așa ceva nu fac. O să merg la excavator să mă curețe, să vedem cât o să curețe și cum o să curețe, că asta nu prea. Practic eu sunt închiriat la o altă firmă, eu să dau drumul și la un scurt timelapse pentru voi. Vedeți cum ninge, ninge. Ninge, ninge, ninge. Și sunt închiriat la o firmă. Am mai lucrat eu cu ei, cu firma respectivă, și doar car pământ din stânga în dreapta. Din când în când mai încarc și câte o cursă de piatră, tot pentru locația respectivă. Mult nu este. Mai probabil încă vreo 2-3 zile și este gata. Scoatem pământul pentru fundația unui bloc. După aia nu mai știu dacă pun ăștia piatră, dacă mai sapă mai adânc, că de obicei în zona aia cu lucrări acolo, firmele respective mai sapă cam aproximativ un metru, un metru și ceva spre 2 metri, nu pentru fundație, ci pentru garaje, pentru a construi garaje cumva. Acum nu știu ce să vă zic, mai multe detalii apar nu am. Oricum, cert este că o să-i dau prin spate, pe aici, un traseu diferit pe care îl fac de foarte puține ori, doar când am lucrări în zona respectivă sau când este foarte aglomerat în partea asta sau dacă am eu treabă în zona respectivă, îi dau pe acolo. Dar în mod normal mă duc drept înainte, sensul giratoriu, și mă duc unde am treabă. Da, voi ce ați mai combinat, ce ați mai făcut, pe unde ați mai umblat? La mine dă semne răceala că s-a reinstalat un pic. Muncă și iar muncă, nimic special, extraordinar, superb prin zona asta, decât că a venit iarna. Și e așa, așa, așa. Înțelegeți voi. Uite și gâștele. Mamă, mamă, ce ar merge o gâscă de asta. Haide, fă-te la o parte. Da, 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 mă asigur bine, să fiu sigur că nu e nimic pe aici. Tare ciudat este când am încărcare, am ceva tonaj pe spatele benii, chiar pe spate, pe spate acolo, mai face bena stânga-dreapta, mai face figuri, se mai înclină, pământul ăsta
roșiatic, așa e ca argila noastră, aia galbenă de se lipește și dacă scuipi. Am zis că mă duc aici prin spate, dar e închisă strada. A futut zgâtul mătii de stradă. Ai, viața mea. Da. Acum trebuie să mă duc pe partea cealaltă, să-mi conjur. Dar asta e. Facem descărcarea de la ora 4 și așa să mă uit la remorcă să văd. Dar a rămas și colegul. Pot mori tot cu fața. Tot fața e rămas și lui. Da, da. Pământul ăsta e jale, frate. Nu curge de rău. Hai, musule. Hai, mă. Așa. Am scăpat de data asta. Decuplez. Am mai bătut un pic vântul și s-a mai zvântat un pic afară. Dar tot mocirlă e. Mocirluță. În schimb, treaba e decentă. E decentă, nu e rea. Weekendul ăsta o să trebuiască să fac niște... Ah! Băgameș! Trebuiască să fac niște curat în camionul ăsta. Și cam aia e. Din păcate, s-au mai făcut mizerie să weekendul trecut. Ce se aude, mă? Se aude așa înfundat. Nu știu de la ce. Mă rog, mă duc să le iau pe ficiorul meu de la grădiniță, după care mă duc la treabă, la încărcat. Înapoi. Da, 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 da.